eu o arătat dracu. E nasul că sunt foarte puțin de mai urmă în România. Dar e super sexual. Și nu e proaste, de fapt, inteligentatea asta. Se pare că proaste ea îți face plăcere ca să fie proastă. Nu e proastă bizar. Deci Adriana Mană era proastă. Prostul ăla crede că e proastă, nu e proastă. Ziceam lui prostul. Adriana, bă, trebuie să îi pus urmă, aia chiar e prost. Bă, la bă, ai creșit adresa. Trebuie să îi pus urmă. Deci, eu sunt geniu, bă. Și în familie la genii, trebuie să găsi și proști. Bine că nu e bună zonă. Asta e bine. E prost. Trebuie să-mi iei sora. L-a putut. De ce? La fetele alea nu pot să... Nu pot. Nu vede fetele pe tine. La sora mea poți să zici că ai pula mare. Nu e nicio întrebare. E un răspuns. La sora mea poți să-i zici ceva artistic, cumva. Și sora e proastă, mamă, și nu e proastă. Nici tu nu știi cum. Nu găsești realitatea în prostia lui sora mea. Și erai original, te iubea și tăticuțul. Pe mine tăticuții nu m-a iubit. Mie îmi dădea oborul la bot. Ce? Tăticuții se făcea babardoi. Nu știu ce tăticuții babardoi. Când tăticuții trebuie să-și protejeze ăla. De ce? Bă, dă-mi principal. Ăsta trebuie să-mi băbardească fata, să o facă fericită. Nu. Îl... Îl caftesc. Nu, ce faci? Nu, îl caftesc. Îl caftesc. De ce mă cafești? Trebuie să te cafești, să cafești. Hai, te rog. Eu l-am manipulat pe ăla de la care habar n-are. Și mi-a tras un pumn în gură. BAM! Am zis, wow, la comanda mea ai acționat. Chiar mi-a tras un pumn în gură. Da, da, un pumn în gură. Excitat. Înseamnă că mai e pulă. Dacă mi-ai tras un pumn în gură, ești disperat. Ia ce faci acum? Am văzut că pula mea acum vreo 2 ani a fost și pe la tine. Am văzut că pe nevoastră sta berijată. Nu te-am mai văzut cu tine. A
carta identitária. Că tu trebuie să apari, de obicei, apare un bărbat pe teritoriul lui. Să își reprezinte masculinitatea. La mine e chiar dubios. De ce nu răspunde Adriana la telefon? Nici măcar la telefon. Că vă știm cu foarte că vorbesc la telefon. E numai cu telefoanele. La mine trebuie pula mea să vorbesc cu mai multe chestii până la urmă. Și nimeni nu dă telefon la fata. Deci fata putea să înțeleagă că nu prea răspunde. Și când răspunde, nu prea răspunde. Ceva peste ani și ani. Era cam super tare. Bărbatul era bătut de tasul.